Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! O echipă ministerială se ocupă de noul complex energetic Valea Jiului. Reprezentanții băncilor și judecătorii vor educa elevii din Valea Jiului și crește alarmant numărul incendiilor de vegetație. Călar despre toate acestea, dar și alte informații imediat. A fost format un grup de lucru sub directa coordonare a ministrului energiei Virgil Popescu, ce se va ocupa de înființarea noului complex energetic Valea Jiului. Noua societate va cuprinde cele 4 mine funcționale, termocentrala Paroșeni și societatea Preserv. O ordonanță de guvern este ultimul pas necesar pentru formarea complexului energetic. Din cauza datoriilor mari, actuala companie se află în insolvență încă din anul 2019. Se lucrează intens la realizarea formalităților pentru înființarea acestui complex energetic, la procedurile pentru darea în plată activelor, fiind de fapt prima societate ce se va constitui prin dare în plată. La nivelul ministerului s-a format un grup de lucru care este sub directa coordonare a domnului ministru și a domnului secretar de stat Casian Niculescu. Noi sperăm ca în cel mai scurt timp să și apară ordonanța care să anunțe înființarea noului complex energetic Valea Jiului. Deși instituirea noii societăți energetice trebuia să se întâmple la începutul acestui an, CNIM a împiedicat înființarea complexului. În momentul de față însă aceasta nu mai prezintă probleme. Acea problemă s-a rezolvat în momentul de față. V-am spus, s-a și trecut la constituirea activelor care vor fi date în plată. Se lucrează cu un colectiv, v-am spus, sub coordonarea Ministerului Energiei. Până la înființarea noii societăți, administrația actualei companii energetice din Hunedoara împreună cu Ministerul Energiei vor asigura resursele financiare necesare. Baza noului complex din Valea Jiului va fi creată pe scheletul vechii Societăți Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului. La nivelul județului Hunedoara, aproape o treime din lucrările finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 prezintă întârzieri. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriți, a purtat discuții cu ministrul Marcel Boloș privind consecințele care pot apărea în cazul în care lucrările nu vor fi finalizate la timp. În Petroșani, proiectele care sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și se pot confrunta cu dificultăți privind perioada de implementare sunt cele de reabilitare termică a mai multor blocuri din localitate. Am avut o discuție la sediul AMR cu ministrul fondurilor europene, cu domnul Boloș. Au fost discuții foarte aplicate și probleme ridicate de primarii de municipii în legătură cu proiectele finanțate prin POR, în mod special pentru că exercițiul financiar precedent se încheie la 31 decembrie 2023. Sunt anumite probleme. Din fericire, ministrul ne-a dat vești bune. Se vor putea rezolva cam toate situațiile pe care noi le-am ridicat în legătură cu finanțarea. Soluția, sau mă rog, problema cea mare a fost că nu pot fi lăsate proiectele acestea de investiții pe POR să nu fie finanțate deloc sau să fie lăsate pe spatele autorităților locale, pentru că sunt foarte mari, autoritățile locale nu își permit să continue aceste investiții din fonduri proprii. Deci aceasta a fost una dintre problemele pe care le-am discutat și care se vor și rezolva și legislativ și financiar. În toate localitățile din Valea Jiului există riscul ca unele lucrări să nu fie finalizate până în luna decembrie a anului 2023. În prezent, doar în sectorul public, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 în județul Hunedoara, se află în curs de implementare 118 proiecte, reprezentând suma de aproximativ 1 miliard și 500 de milioane de lei. La începutul săptămânii a avut loc semnarea parteneriatului de colaborare privind educația financiară, economică și juridică în unitățile de învățământ preuniversitar. Astfel, reprezentanții băncilor și judecătorii vor educa elevii din județ, inclusiv pe cei din Valea Jiului. Astfel, în viitor, în cadrul unităților școlare din județ vor fi organizate activități cu caracter educativ, care au ca obiectiv dezvoltarea unor competențe antreprenoriale și juridice printre elevi. Doriți să
construim un parteneriat cu două entități foarte importante pentru învățământul unedorean, și anume partea financiară și partea juridică. Și atunci am încheiat acest parteneriat cu, pe partea juridică, cu Tribunalul Hunedoara, cu judecătoria, cu parchetul Hunedoara, iar pe partea financiară un parteneriat cu două bănci importante, și anume Banca Transilvania și Banca Română de Dezvoltare, BRD-ul. Încercăm să facem dezbateri publice cu elevii din școli în ceea ce privește educația juridică și educația financiară, și vom începe imediat după Sfintele Sărbători de Paște întâlniri în principalele licee din județul Hunedoara, în special cu elevii din clasele a 11-a și a 12-a. Crește alarmant numărul incendiilor de vegetație. Doar în ultimele 7 zile, pompierii hunedoreni au fost nevoiți să intervină la stingerea a 10 incendii de vegetație. În ultima perioadă a crescut alarmant numărul de incendii, a căror cauză a fost arderea nesupravegheată a miriștilor și a vegetației uscate, incendii care au generat pagube materiale și pot duce chiar la pierderea de vieți omenești. Pompierii militari hunedoreni au intervenit, în ultimele 7 zile, pentru stingerea a 10 incendii de vegetație cauzate de folosirea focului deschis, lăsat nesupravegheat, pentru igienizarea terenurilor sau arderea deșeurilor din curte. În această perioadă au ars peste 15 hectare de teren, iar în cazul a 4 incendii au fost distruse anexele din curțile proprietarilor care au folosit foc deschis pentru curățenia terenurilor din apropierea caselor. Salvatorii fac un apel la populație să nu dea foc la miriști, mai ales că astfel de acțiuni sunt ilegale și dăunătoare pentru mediu. Inspectoratul pentru situații de urgență Iancu de Hunedoara al județului Hunedoara transmite un apel către populație să respecte interdicțiile privind focul deschis, să nu dea foc miriștilor, deșeurilor menajere sau vegetație uscate, să nu aprindă materiale combustibile pe domeniul public sau pe terenurile pe care le au în proprietate, mai ales în această perioadă când flăcările sunt favorizate de amplificările frecvente ale vitezei vântului. Reamintim că este interzisă arderea miriștilor, a vegetației uscate, a resturilor vegetale și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și fără să amenajeze locurile pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți. Toate acestea constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Totodată, vă mai informăm că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a încheiat cu Garda Națională de Mediu și cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, un protocol care prevede că, prin acțiuni comune, vor fi determinate reducerile de numere de cazuri de ardere a miriștilor și a vegetației prin sancționarea celor care încalcă aceste dispoziții de către toate cele trei instituții, sancțiuni care pot duce la amenzi mai mari din partea Gărzii de Mediu sau la neacordarea de către APIA a subvenției agricole pentru parcelele de teren în cauză. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!